Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Iată-ne, intrați deja în a doua parte a campaniei electorale, când spiritele se încing, deși în județul Neamț, cel puțin până la ora la care discutăm, campania electorală a fost una fără incidente majore. Dar despre ce înseamnă campania electorală și programul Partidului Mișcarea Populară, vom discuta astăzi cu domnul Cristian Petrescu, candidat locul al doilea la Camera Deputaților, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului. Bună ziua! Bună ziua, bine ați revenit. Mulțumesc, și domnul inginer Dorin Antal, locul întâi la Senat. Domnul Cristian Petrescu este profesor ca și mine. La formația de bază, specializat între timp pe probleme de turism. Vă propun astăzi să discutăm un nou punct din programul formațiunii dumneavoastră politice, cel legat de agricultură, unde domnul Antal este pe felie, cum se spune, și cel despre tineret și sport, unde dumneavoastră sunteți specialist. Încep prin a vă întreba, iată, ne aflăm la doar o zi de la marea sărbătoare a Zilei Naționale a României. V-am văzut printre participanții care au asistat la manifestările din piața Roman Mușat. Cum vi s-au părut acestea? Lume multă, multă. Mulțumesc, bine v-am regăsit. A fost ok pe ansamblu, iar o să mă critici lumea că spun ok. A fost interesant, cel puțin interesant, cu discursuri sfărăitoare, politizat la maxim, excluderea celor alte forțe politice, doar una, cea conducătoare, niște asemănări... Conducătoare în plan local. Niște asemănări și niște metafore, deși forțat cuvântul metaforă aici, hazlii. Eu personal m-am amuzat, deși eram foarte, foarte serios, sunt un tip, cei care mă cunosc știu că sunt un tip foarte ceremonios când vine vorba de religie și de România. Deci astea două lucruri le respect cu sfințenii, de-aia eram așa de... Multă lume spunea, mai zâmbește, mai zâmbește, că o să zică lumea că tu ești rău, că dacă stai încruntat. Zic, mă vedeți și când zâmbesc, dar știți că este o vorbă, că nu poți să râzi ca țața în târgă. Aiurea când e ceva solemn. Ce părere are și domnul ministru Cristian Petrescu? Ce impresie v-a făcut? Nu pot să zic că am o părere prea bună. În primul rând m-a deranjat faptul că au defilat politicienii prin fața armatei și nu armata prin fața oamenilor. Eu cred că oamenii care au fost prezenți la această manifestare așteptau să vadă defilarea armatei. Nu să vadă armata stând și dând onorul politicienilor. Deși și noi suntem oameni politici, mi se părea normal să fie invers. Evident, cu tot alaiul de zeci de persoane al unor al celor două partide vechi și învechite, noi am fost reprezentați cum se cuvine la cel mai înalt nivel, dar decent, adică puține persoane, ceilalți colegi au rămas în rândul respectiv, tocmai pentru că arătăm respect celor care s-au jertfit pentru țară. Te întrerup o secundă și îmi cer mii de scuze. Să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră că noi am respectat și ne-am dat cuvântul că o să fim cinci, că așa ni s-a cerut. Când am sunat și am întrebat de program, au spus nu, nu puteți lua cuvântul pentru că bla bla și trebuie să fiți maxim cinci persoane. Și cred că am fost singurii de acolo care am respectat lucrul ăsta, ați văzut. Unii erau 10, alții erau geriatrie, a venit acolo. Noi am fost 5, am spus că suntem 5, am adus doi tineri frumoși și eu cu domnul ministru și cu colega Chelmuș și Elena am respectat, efectiv am fost corecți. Ceilalți au venit clai și peste grămadă. Puteam și noi să adunăm 100 de oameni. Haideți să nu mai criticăm autoritățile. Dar nu critic. Astea totdeauna se critică. Cum vi s-a părut populația participantă
numeric mi s-a părut că foarte mulți au răspuns, mii de romașcani au venit în piață. Da, mi s-a părut că au fost destul de mulți, la defilare nu au fost chiar atât de mulți, după aia la Vasole și Cârnați au ieșit mai mulți din casă. Bine 8.000 de porții. Bine că au ieșit, sperăm să fi servit cu plăcere, dar să voteze cu cine trebuie pe 11 decembrie. Nu după ce le dau unii și alții, să voteze cu cap și să voteze cu inima, să voteze cu Partidul Mișcarea Populară. Haideți să revenim la tema pe care ne-am propus-o astăzi, să începem cu agricultura. Agricultura, un domeniu, în opinia mea, singurul care poate salva România din marasmul economic în care se află, pentru că restul a cam fost distrus, trebuie însă și ea pusă pe picioare, că e cam suferind, ca toate domeniile noastre, viața de ea. Vorbesc eu despre agricultură pentru că la începuturile vieții mele de adolescent visam să fac cercetare agricolă. Chiar am, deși locuiam lângă liceul Roman Vodă și toți din familie îmi spuneau mergi la Roman Vodă, mergi la Roman Vodă, mergi la Roman Vodă, eu am ales Trifești, am făcut naveta 4 ani, că așa sunt eu căpos. Era pe atunci un liceu de elită, acum din păcate nu prea mai este. O să ne ocupăm să fie din nou de elită, ăsta e un plan al meu de viitor, să-l repunem pe picioare. Le-am spus colegilor când ne-am întâlnit ultima dată că o să mai implic la acolo, că-i păcat de Dumnezeu ce s-a pierdut, ce baza a fost acolo. Așa, și am visat să fac cercetare agricolă până în 90-91, când a venit FSN-ul cu Iliescu, a dat pământul aiurea la oameni înapoi, fără să gândească, fără să le explice că, de fapt, alții se chinui, l-au dat odată și se chinui acum să facă exploatații mari și așa mai departe. Și domnul Timir Gaziu de la stațiunea cercetării Secuen mi-a spus, ce cercetare agricolă vrei să faci în jardinieră? Când nouă ne-au luat pământ, a rămas stațiunea cercetări cu 10 hectare sau ceva de genul ăsta. 6 mai au acum, în fin. Însă au o directoare acolo. Da, și m-am reorientat. Super. Deși mâine, dacă s-ar pune lucrurile pe roate, cum spune românul aici la noi în țară, m-aș apuca cu mare drag să fac agricultură. Tatăl meu se ocupă, fratele meu și cei doi frați ai mei se ocupă tot cu agricultura, dar nu e încă ceea ce trebuie ca să meargă lucrurile. Am auzit cu plăcere zilele trecute la una din televiziuni, nu mai știu la care, că am fi locul 6 în Europa la producție agricolă. Deci suntem și noi undeva acolo în față, nu numai penultimii sau ultimii după Bulgaria. Da, da, vedeți, cu toate deficiențele care există aici, pentru că să ne amintim că noi mâncăm doar alimente care vin din afară, din păcate, și asta duc, o să ne spună și domnul ministru, asta duc și la debalansarea bugetului care este trimis în importuri, când noi foarte bine am putea asigura hrana acestei țări. Să nu uitați bine, că suntem deși în s-a mai destrămat, mitul acesta al România grânar al Europei. Dacă e să legăm cu subiectul dinainte, da. Avem statistica, 95% din fasolea oferită ieri de ziua națională este din import. Adică 5% din România, 95% din import, ceea ce e groaznic. Deși ați văzut că lumea preferă că s-a lămurit deja și românul, că cea mai bună mâncare și cea mai sănătoasă este cea românească. E adevărat, dar să uită și în buzunar și când vede că n-are bani decât ca să plătească cel mai ieftin produs, dacă cei din import beneficiază de subvenții și pot să aducă în România la vânzare prețuri mai ieftine decât le fac producătorii noștri, nu înseamnă neapărat că producătorul român vrea să se îmbogățească. Doar că ăla de afară are o subvenție mult mai mare decât românul și atunci își permite să producă și cu tot cu transport inclus să fie mai ieftin decât ceea ce produce românul. Asta e problema reală. Bine, și aici ați mai ridicat o chestiune despre care noi am discutat și partidul nostru are un punct de vedere bine stabilit, deci despre dezastru pe care îl reprezintă înstrăinarea pământului românesc. Pentru că nu îl duce cu sacoșa afară, dar iată că țăranul și-a vândut pe nimic
Și da, din săracă devenim mai sărac. Pe de o parte, țăranul și-a vândut pe nimic pentru că a avut nevoie de bani în perioada respectivă, fără să își dea seama sau asumat că nu va mai beneficia de roadele pământului respectiv pe toată durata vieții a lui și a urmașilor lui. Dar și legislația la noi. Absolut. Pe de altă parte, chiar dacă e adevărat că nu își duc pământul acasă cu traista, dar în cazul în care apare vreo problemă, vreo criză mondială, mă îndoiesc că producția respectivă va fi lăsată în România, ci se va îndrepta către țările unde provin, o leacă de foamete. Eu n-aș fi chiar atât de alarmist, dar e bine să ne protejăm interesul și să vedem inclusiv din acest lucru, din vânzarea terenurilor, să-l vedem ca pe o problemă critică națională, ca o infrastructură critică, așa cum sunt gazele, energia, sunt aceste lucruri foarte importante pentru țară, așa și pământul să devină la fel. Și mai este aici încă o problemă, discriminarea crasă care se face și asta tot din cauza poziției ghiociului pe care au avut-o guvernele României atunci când au negociat subvențiile. Avem cea mai mică subvenție din Europa, din câte știu eu. Nu mai știu dacă în ultima vreme s-au mai schimbat câte ceva. L-am cunoscut foarte bine pe domnul Tabără, fost ministru al Agriculturii, și pe domnul, deosebită cu dumnealui. Domnul Adrian Rădulescu, era ministru secretar de stat în momentul în care se discutau subvențiile. De exemplu, pot să vă spun că pe timpul comunismului în România până în 89, noi eram cei mai mari producători de orez din zonă, acolo în sudul țării, de-a lungul Dunării, se producea orez foarte, foarte mult. Acum nu se mai produce absolut nimic în România. Subvenția este zero la orez. În schimb, subvenția la tutun este enormă. E pe la 1850 de euro sau ceva de genul ăsta la hectar. Și atunci am pus o întrebare, zic, cum la orez zero și la tutun 1850? Și mi s-a răspuns atunci că tutunul are subvenția aceasta pentru că necesită foarte multă forță de muncă manual și atunci li se dă oamenilor posibilitatea să aibă locuri de muncă și aici s-au gândit ei că bine, eu nu cred eu nimic din ce spuneau ei acolo, dar este o nedreptate fantastică. Acolo loturile acelea încă mai au canalele, încă mai au, a venit un spaniol, l-am cunoscut, care s-a chinuit să refacă totul acolo și a plecat pentru că a zis eu nu muncesc cu subvenții zero sau 400 de euro. Și aici trebuie, după mine, scos în evidență faptul că am găsit în programul dumneavoastră electoral, nu știu dacă mai au și alte partide, dar la dumneavoastră sigur am găsit redeschiderea celor două canale de irigație, Dunăre, Giurgiu, parcă București-Dunăre și Bărăganu, ăsta din Moldova, Siret, Bărăgan. Deși mie mi se pare cam utopică o asemenea. Nu, dar el este făcut, dacă mergeți încolo de la Bacău. Da, el este făcut, dar nu uitați că e și jefuit, cum s-a furat totul și s-a distrus la noi. S-au furat din stațiile de pompare, s-au furat astea, dar canalul există, este placat, la Mărășești chiar treci exact pe lângă el, dacă te uiți din mașină, vezi, el există. Dincolo la București este, începe de la 1 decembrie se numește, înainte se chema 30 decembrie, comuna, înainte de Argeș, înainte de a traversa Argeșul spre Giurgiu. Și acolo nu este mult de lucru la chestia asta. Eu vreau să vă aduc aminte că până în 89 eram cea mai puternică țară din Europa la irigații. Peste 2.100.000 de hectare irigate total. Mă întreb de unde vocația asta a noastră de a distruge după Revoluție. Am început cu acele forme de organizare cooperatistă și iată că acum ajungem din nou la ele. Le-am distrus, s-a furat totul pentru că țăranul cu atâtea frustrări
a considerat că acolo e munca lui și trebuie să o duc acasă. Vorbeam, chit că a dus un fier sau știu eu ce mai fi putut vorbeam el. Vorbeam la Icușești, la Bălușești zile trecute cu o persoană, nu-i dau numele, spunea când a căzut Ceaușescu, în aceeași zi m-am dus la CAP, mi-am luat bancul de lucru, mi-am luat doi cai, mi-am luat căruță, mi-am luat 30 de miei, mi-am luat 30 de nu știu ce. Deci asta e chestia cu care asta e chestia cu care tata meu a intrat în colectivul și eu m-am dus și le-am spus, băi proștilor, duceți-vă și vă luați și voi. Eu am rămas cu toate ele, ei nu au rămas cu nimic. După aia s-au dus și au vândut cei care au preluat CAP-ul, au fi vândut în stânga și în dreapta fără discernământ și au distrus totul. Asta este, avem sânge latin, dar ne-am pervertit cu otomanii, ne-am pervertit cu slavii, ne-am pervertit cu... Da, noi suntem daci. Dacă intri pe Facebook, noi suntem daci din inimă, din Sarmi Secetuza, acolo sunesc toate energiile pozitive ale globului. Ați citit și dumneavoastră chestiile astea. Domnul ministru, când credeți că va reuși România totuși să scoată agricultura, că despre ea vorbim, după aceea o să trecem și la tineret și sport, din starea în care se află, pentru că trebuie investiții majore și la modul în care au fost ele în ultima vreme accesate, mă refer aici la fondurile europene, greu de crezut că cel puțin în următorii ani avem șanse. Există fondurile europene și un bun pas înainte a fost făcut tocmai de președintele Băsescu, care în urma negocierilor pe care le-a purtat la Bruxelles a obținut ca și TVA-ul să fie deductibil din fondurile europene și atunci e un mare plus, pentru că înainte trebuia să vină cu TVA-ul de acasă, 20% să vină cu TVA-ul investitorul, ceea ce era greu. Era foarte greu și total neproductiv. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un pas înainte. Altfel, agricultura intensivă se face peste tot în lume, mai puțin în România, unde s-au parcelat totul. Cooperativizarea nu e un lucru rău și nu e un lucru adus doar de comunism. Adică absolut, în Franța, în toate țările vestice. Mari cooperative, sunt mari exploatații agricole. Bine, organizate agricole pe alte principii. Păi, asta e ideea, să organizăm și când o să vorbim despre sport, vă spun și acolo tot așa, de alte principii. Totul e să vrei să aplici principiile respective. Cum vă explicam și într-o altă emisiune legată de turism. Toată lumea face aceste lucruri deja, cu succes, numai noi nu vrem sau nu putem să le aplicăm și noi cu succes și la noi. Pentru că sunt interese politice, că sunt interese materiale de grup ale unora care vor să rămână lucrurile așa, oamenii să nu se... societatea să nu se dezvolte, oamenii să nu prospere, pentru că dacă îi ții săraci, poți să-i manipulezi mai ușor. Asta e problema, de fapt, în special în Moldova, dar și în Oltenia, și în Muntenia. Ați văzut că în Ardeal, dacă oamenii au un pic de prosperitate, au început să gândească singuri. Nu mai gândesc doar cum li se spune de la centru, de sus, de la partid. Rămânând tot în domeniul acesta, există o altă mare, mare problemă. Fraudarea, adică obiceiul românilor de a-și fura singur căciula. Deci, mari fermieri care exportă, știți că o fac printr-un sistem suvei, că au fost de notorietate toate cazurile acestea, azi exportă grâul, peste câteva zile îl importă acel... Nici măcar peste câteva zile. Pleacă vaporul din Constanța, se duce până în larg, de unde se întoarce? În aceea zi. Era un banc, anii din urmă, când mergea bine comerțul ăsta în România, acum am înțeles că s-a stopat. Erau niște angajați acolo și la un moment dat zice, gata, părăsiți vaporul, s-au încărcat, tot în regulă. Și unul zice, stați că mi-am uitat salopeta acolo. Și zice, stai liniște că mâine dimineață o ai aici. Da. Deci, cum spunea și colegul meu, plecau în larg, se întorceau și uite cum TVA-uri și...
taxe. Aici doar aplicarea legii, pentru că legea există, are sancțiuni destule, totul e să fie oamenii care să vrea să o aplice. Da, dar din păcate nu vedeți, oricât ar fi devenit de puternic DNA-ul în România, domnule, tot nu poate stopa hoția, pe mine asta pentru că DNA-ul, din păcate, se ocupă de cu totul altor lucruri decât de hoția asta mare. Are o agendă proprie, probabil nu DNA-ul în general, persoane de pe acolo și vorbim de întregul sistem, nu doar de o anumită persoană sau de un anumit grup de persoane. Și atunci, în loc să se ocupe de problemele reale și dovedite pe care le știm cu toții, se ocupă de cu totul alte lucruri, de răfuiate de personale sau politice. De salubrizarea clasei politice. Eu nu zic politice. Că nu trebuie salubrizată și chiar salut orice salubrizare, dar o salubrizare reală, adică prin vot. Să iei pe cei care încalcă legea flagrant, să previi mai ales, adică dacă unul greșește, hai să-l facem să nu mai greșească, că poate nu vorbesc de hoți, de aia care e dovedit științific că au furat. Poate n-a știut că încalcă nu știu ce lege, că nu s-a pregătit. Nu e o scuză că nu știe legea, că toți trebuie să știm legea și să ne conformăm ei. Dar poate totuși îi ajutăm pe oameni să înțeleagă ce au greșit ca să nu mai greșească sau îi ajutăm să le explicăm ca să avem grijă după aia, să fim siguri că nu vor greși. Și după aceea, evident, ce spune domnul Anta, trebuie o salubrizare a clasei politice prin vot, oamenii să înțeleagă că nu trebuie să mai voteze penali, nu trebuie să mai voteze infractori, nu trebuie să mai voteze mari datornici către bugetul de stat, pentru că sunt datornici fix către ei, către cel care votează. Dar o să vedem și la alegerile astea dacă... Foarte puțin atentă populația asta, la lucrurile la locale acestea. S-a dovedit că nu prea interesează. Păi tocmai asta vreau să spun, la neamț a ajuns... Dar e păcat că n-au înțeles că votând un infractor dovedit în fruntea lor, nu fac decât să rămână așa cum sunt până acum. O să vă aduc aminte la întâlnirea care am avut-o și colegul meu a fost și dumneavoastră, ați fost atunci și la Bradu acolo cu 141 de persoane. Am spus la un moment dat că acel popor care își votează conducători, oameni politici care sunt penali, care sunt hoți, trădători, acel popor nu este victimă. Acel popor nu este victimă. Mai rău, acel popor este complice la furt. Pentru că dacă tu cu bună știință îți alegi un conducător hoț și corupt, tu ești complice cu el. Și în România nu o să se schimbi nimic niciodată până nu înțelegem odată porunca a șaptea din poruncile lui Dumnezeu. Care porunca a șaptea spune simplu, să nu furi. Românul spune, cine mere umblă cu mâna la miere, duce mâna la gură, găina unde scurma acolo mănâncă. Nu spune nimeni să nu furi, dar nu băga mâna până la cot, până la umăr. Deci până nu scăpăm din meteahna asta și până nu înțelegem că Dumnezeu a spus să nu furi, punct. Nu un gram sau două grame sau 100 sau cu vagoanele. Spune pur și simplu să nu furi. Schimbăm clasă politică, schimbăm totul. Dacă nu înțelegem odată pentru totdeauna porunca 7, o să rămânem tot aici, pentru că așa ni vor ei, o țară coruptă, într-o țară coruptă poți fura ușor, poți face ce vrei tu. Vă propun să trecem și la cel de-al doilea subiect în care specialist este domnul ministru Petescu, la problemele tineretului și sportului și să pornim de la programul dumneavoastră, care are, am văzut, ca și la celelalte, prevederi destul de generoase pe aceste două domenii. Absolut, pentru că noi înțelegem faptul că sănătatea depinde foarte mult și de mișcare, de sport în general. Și atunci, decât să dai 1000 de lei pentru un tratament medical, mai bine bagi 10 lei în sport, în așa fel în sportul de masă, în așa fel încât prin mișcare să ai o populație sănătoasă. Adică suntem proactivi, intervenim înainte de a se îmbolnăvi omul, încercând să-l ținem cât mai sănătos. Avem măsuri de încurajare a sportului, în special a sportului de masă. Evident că nu ignorăm sportul de performanță, pentru că sunt ambasadorii noștri în întreaga lume, dar ne concentrăm mai mult pe sportul de masă și eu, unul de mulți ani de zile, tot spun că ar trebui reinventată Daciada. E adevărat, pe niște principii, că v-am spus că o să, când vom vorbi de partea de sport,
Vă voi spune un lucru ca și la agricultură, exact și în domeniul sportului. Deci ne trebuie pe niște principii moderne, niște... Occidentale, nu... Absolut. Socialiste. Am chiar modelul francez care mi se pare foarte potrivit. În Franța sunt la trei sporturi, au peste 1 milion de practicanți copii. Și foarte mulți voluntari acolo. Absolut. Merg, sunt acele cross-uri la care participă fiecare, fiecare școală sau liceu are propria asociație sportivă, moment în care copiii fiind înscriși în asociație beneficiază și de control medical periodic, deci e și asta un plus, pe lângă faptul că nu mai stă pe stres sau nu face prostii, ci se pregătește din punct de vedere sportiv. Profesorii sunt și ei, au un criteriu clar de performanță ca să fie salarizați și încurajați să dezvolte cât mai mult această mișcare sportivă. Vorbim și de fair play, că de exemplu pe copilul din clasa a doua îl va arbitra copilul din clasa 5-a. Deci nu e numai practicant al sportului, ci și arbitrează la rândul lui. Deci sunt o grămadă de posibilități de a încuraja acest program. Teoretic există o federație a sportului de masă, dar e doar pe hârtie. Există o competiție școlară, dar participă la ea puține școli și licee, unde de obicei participă cei care fac sport de performanță și vin și să reprezintă școala. Și apropo, am văzut baza materială a liceului cu program sportiv din Roman și m-a surprins plăcut. Adică acolo chiar a fost un director. Chiar e o bază materială sănătoasă, solidă. Și în general în oraș avem. Odată ce ai o bază bună, poți să faci și sport de calitate. Și asta ne trebuie foarte mult pentru a avea copii sănătoși. Dar din păcate, însă și aici totul a fost distrus, să ne gândim la rezultatele obținute de sportivii noștri la ultima olimpiadă, au fost mai mult decât jenante. Și aici a intervenit hoția din plin, apropo de costumația, costumele cu care și au... de costumația, mă rog, de echipamentul sportiv al olimpicilor noștri, de faptul că CSR-ul a fost politizat în sensul că în fruntea lui venise un deputat PSD și atunci lucrurile se mișcă altfel. Hai să lăsăm sportul în afara politicii, hai sport, să lăsăm învățământ, să se dezvolte așa cum trebuie și va obține cu siguranță performanțe. Eu provin dintr-o familie de sportivi, mama mea a fost de 5 ori campioană mondială la popice. Deci știu ce e la sport, am lucrat 10 ani în Ministerul Tineretului și Sportului, am făcut biletele de avion pentru tot sportul românesc, de la lotul olimpic până la loturile naționale ale tuturor federațiilor sportive, asta până în anul 2000. I-am cunoscut pe mari sportivi ai țării, îi cunosc pe mulți dintre cei din generațiile respective, mai puțin pe cei mai noi, pentru că între timp am dezvoltat mult mai mult latura de turist, de manager în turism și tot ce înseamnă. Deci știu exact de ce nevoi sunt la nivelul sportului de performanță. Dar mi se pare mult mai important pentru țară dezvoltarea sportului de masă. Adică exact ce vă spunem cu programul nostru de dezvoltare a sportului școlar și de implicarea cât mai multor copii. Ultimul minut, domnul Antal, mesajul final. Eu vreau să mă adresez din nou cetățenilor nemțenilor, romașcanilor care sunt, din cauza situației dezastroase din România, sunt nevoiți să suferi în străinătate. Dragi concetățeni, sunați acasă la părinții dumneavoastră, sunați acasă la rudele dumneavoastră și spuneți-le că există un partid, Partidul Mișcarea Populară, pe care îl găsesc la poziția 8 pe buletinile de vot și spuneți-le că avem un program sănătos, ei vă ascultă pe dumneavoastră foarte bine, mai ales părinții dumneavoastră, pentru că știu că stând afară și fiind lipsiți un pic de disputa asta politică de aici din România, sunteți obiectivi. Ei stând toată ziua aici și văzând la televizor numai anumită parte, sunt un pic subiectivi, da? Deci sunați acasă și spuneți-le că există Partidul Mișcarea Populară, Mărul, poziția 8 pe buletinile de vot, să ne voteze și atunci
sperăm noi că o să se schimbe lucrurile în România. Și că vor ajunge lucrurile și în România, așa cum sunt acolo unde sunteți plecați, în Italia, în Spania, Marea Britanie sau oriunde vă aflați. Deci, cheia ca să ajungă și România la acel nivel este să le explicați românilor că asta e calea cea bună, Partidul Mișcarea Populară. Mulțumesc, stimați telespectatori, ne revedem la o nouă ediție a emisiunii România votează. Mulțumim, la revedere!